exact, sau în primăvară încep tăierile. Eu văd pe ăștia de la Mol Silva acolo, sunt întreprinderi de stat, dacă îi lași de capul lor, ei până în primăvară tai toată Moldova. Noi nu o să puteam să intervenim. Eu vreau să fiu sigur că noi o să putem să avem și toți cei care interesați să poată interveni.